Povestea a început în urmă cu 2 ani. O idee a bibliotecarilor de la Biblioteca Județeană Panaiti Strati Brăila a prins viață datorită unor actori inimoși, Ioana Zărnescu și Dan Mecu. Atunci când cei doi se aflau printre rafturile cu cărți, au fost întâmpinați de Doinița Stanciu, bibliotecar în cadrul secției pentru copii, care le-a propus un proiect ce s-a dovedit a fi de nerefuzat pentru tinerii actori. Aceștia lucrau deja în domeniu și ideea de a face un atelier de teatru la Biblioteca Județeană li s-a părut inedită. Și astfel, în fiecare vineri, trupa Micii Poznași se reunește la secția Împrumut pentru copii, ludotecă, din cadrul Bibliotecii Brăilene pentru a repeta. Grupul micilor actori completează practic trupa de teatru pentru seniori ambițioși, un proiect susținut de Claudiu Brăileanu, șef serviciu în cadrul bibliotecii. În martie 2016, trupa de teatru pentru copii a împlinit 2 ani de la înființare și pentru a marca acest eveniment, copiii au pregătit un spectacol deosebit, care va fi prezentat în cadrul săptămânii altfel din acest an școlar. Am asistat și noi la o repetiție a micilor poznași. Am vorbit cu cei doi actori și elevii lor. Relaxați, dar totuși atenți, micuții actori au răspuns tuturor întrebărilor și provocărilor la care au fost supuși de către membrii clubului tinerilor ziariști, găzduit de Biblioteca Județeană. Experiența pe care o avem s-a întâmplat ca din anul 1 de facultate, ce puțin la mine, să lucrez cu copiii, da. Și asta a venit așa, pentru că iubesc foarte mult copiii. De și ce? Îmi place. De ce iubiți atât de mult copiii? Se pare că e foarte frumos. Da, e frumos să lucrezi cu copii, pentru că e un mediu tânăr, prosper, care îți oferă foarte multă energie și îți ia. În primul rând, a fost o sursă de venit. Sincer, am pornit cu chestia asta în București, am făcut petreceri pentru copii și am și lucrat acolo o mică parte cu copii. Dar aici am venit în Brăila și am zis că de ce nu, să încercăm să îmbinăm utilul cu plăcutul. Și eu plac copii și copiii îmi plac cu mine. Pentru glume. Pentru glume. Ai văzut deci una? Ai una dintre glume. Da. Așa. Din momentul în care v-ați întors în oraș, cât de mult v-a luat, cât de mult timp v-a luat să începeți să lucrați cu copiii? Câteva luni. Și cum ați început în oraș să lucrați cu copiii? Păi am venit, în prima parte m-am apucat de predat, după câteva luni a venit și colegul. Predați unde predați? Cum? Unde predați atunci? Nu mai știu pe unde eram. Aveam și la școala 2 și la școala 4 și... Deci în școli în principiu. Da, și în grădință. Școli și grădință. Îmi place foarte mult să fac teatru și îmi place foarte mult să mă distrez la teatru și îmi place să învăț roluri. Robert! Vă aplaudă pe Robert! Vrei să faci actor când vei fi mare? Da. Foarte frumos. Eu nu știu de ce am venit. Dar îți place ce faci aici? Da. Asta e mai important. De ce te-a obligat tata, mama? Nu, m-am întrebat și am zis da. Și uite că e de 2 ani aici și nu lipsește niciodată. Deci înseamnă că îi place. Cred că îmi place de vreo fată. Da, niciuna. Pentru că... Da? Care este rolul tău preferat pe care l-ai până acum? Ana Karenina. Poftim? Spune mai tare cum înțeleg. Tantimuța. 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 Nu am înțeles mâța. Uite, și acum, la ce piesă lucrați? Domnul Goe, Five O'Clock și Bubico. Și când o să ne invitați la premieră? Pe 24 martie. Împlinim 2 ani, da. Bravo! Hai să vedem și mai departe. Eu ia. Eu mereu am vrut să merg la teatru, pentru că mi se părea că sună așa, nu știu, frumos, într-un fel. Și am vrut și să învăț roluri. Și ai reușit. Eu am venit la teatru pentru că mi s-a părut o idee foarte frumoasă, adică unul, că n-a
avem teme, nu avem teme de făcut la școală. Și pentru că învăț lucruri noi. Atât. Și nu mă plictisesc. Am venit la teatru deoarece vreau să încerc ceva nou, să învăț lucruri noi. Altceva. Alexandra, nu minți, prima oară te-am prins mai păcat. Ok. Bine, ok, bine. Atâta timp cât ai ajuns să faci pentru că îți dorești, e foarte bine. Da. Și voi, voi aici v-ați cunoscut pentru prima oară și v-ați împrietenit, nu? Da. Da. Cât de cât încă mai rugine cu el. Cu el. El. Toate fetele pe el. Da. Și că mai, mă mai rup să scap de sub el. Deja am dat o parte. Sunt mai haioși, nu sunt genul ăla de profesori duri care să te pună să faci. Dar ai putea, să... ai putea să-i numești chiar prieteni? Da. Tot la fel, fiindcă sunt haioși și mai dat teme. Și nu sunt genul ăla de profesor sau ca să... Deci să înțeleg că faptul că trebuie să învățați textul pentru acasă nu e tema asta. Nu ești de-aia nu învățați. E o plăcere. Pentru că sunt haioși și nu sunt duri. În timp ce am mai făcut aceste cursuri, m-am împrietenit cu Ioana și cu Dan și îmi place să fac aceste cursuri. E o plăcere să lucrez cu ei, să fie profesorii mei. Mie îmi place de Dan pentru că face glume. Ioana face glume. Le face mai bine. Da, Ioana e mai serioasă. Ioana e... Da. Asta e așa. Trebuie să glitfesc cu mine. Daria. Doar de ce e vreo să o facă? Moment adevărul. Ce părere ai tu despre noi, Tudor? Haide, Tudor. Că sunteți foarte buni. Next! Next! Asta cu frică, nu i-am dat banii mei. Hai, Robert, zi. Mie-mi plac de profesorii mei că sunt glumeți și nu sunt așa duri. Tare ca piatra. Mi-mi place la teatru că e foarte frumos. Și m-am prietenit cu voi și îmi place să și îmi place să merg la teatru și când vreau să fiu mare, vreau să fiu actor ca să mă vadă toată lumea și îmi place foarte mult aici la teatru că am am o atmosferă de bucurie cu Ioana și cu Dan. Wow! Așa, ce curiozități mai aveți voi despre... Ce piesă v-ar plăcea să jucați și de ce? Că e trenul schetar pentru că este cu lopte. Aici puteți să începeți cu noi. Pentru că e cu lopte și mi-e plac cu lopte. Eu tot ce-i trenul schetar pentru că și mie îmi plac cu lopte. Păi dacă sunteți doi... Să mai fac povestea care facem acum cu Roza.
mai vreau să-l fac. Că îmi place foarte mult. Mă țin minte o replică. Eu țin minte tutorialul. Eu țin minte poezie. Poți să ne zici? Nu, că de aici începem. Deci începem. Somnoroase păsărele de Mihai Eminescu. Somnoroase păsărele, pe la cuiburi se adună, se ascund în rămurele, noapte bună. Doar izvoarele suspină, pe când codrul negru tace, doar și florile în grădină dorm în pace. Trece lebăda pe ape, între trei să se culce, ies îngerii aproape, somnul dulce. Peste-a nopții ferie se ridică mândra lună, totu-i vis și armonie, noapte bună. Bravo! Dacă nu te spui, ce clasă ești? Este clasa 0, are 6 ani. Pregătitoare albinuțelor. Școala 23. Este foarte harnică, este foarte harnică. Și la grădiniță tot albinuț era. Ești o albinuță adevărată, da? Bravo! Da. Eu mă știminte dintr-o piesă. Cred că asta a fost un fel de stat jos trei ce a făcut. Păcală, mă păcală, unde ești mă păcală? Ai piesă. Unde ești atât? Și restul rolului? Nimic. Altcineva mai știe? Marta. Ia-ți vedem, Daria. Ce vreți, fraților? Era continuarea, era răspunsul păcală de fără. Corect, da. Din păcală vinde pe vaca lui copac. Hai, Iulia, ia de ce-ți mai amintam? Îi dau simbria, rupem zapisul și gata. Am terminat cu el. Ce idee bună ai avut, acum fă-te cuc și du-te în loc. Da, tot din păcală. E creioteasa noastră, tot din păcală. Da. Păcală, argă la copul. Alexia, zi. Dacă mai... scuză-mă. O să ți știu și uite, așa răzdrăvanul nostru păcală a vândut vaca unui copac. Da. Mai nimeni. Era Constantinasca, Dumitreașca, Vasileasca, Georgeasca, o grătinencile. Da, deci noi aici avem... Și Robert, Iti, Iti, și Spai. Biletele domnilor. Da, biletele sunt de cea mai bună, da. Da, cum, Procopsitule? Aș vrea să rămân în domnul Goe Urâtu. Cam doar două replici. Rolurile pe care le-am. Deci toată lumea e mulțumită. Distribuția a fost făcută în așa fel. Nu, e mulțumită. Ce ți-ai dorit? Pe lângă mănică mi-aș mai dori să fiu tot Mița din 5 o'clock. Aici a... O avem pe Marda. A venit și cu parfum și cu de toate. Și tanti Mița aici îi place rolul ei. Așa cum a spus și Ioana mai devreme, ideea de fapt inițială a fost a mea și a șefului meu, Claudiu Brăineanu, de a forma o trupă. Inițial, de trupă trebuia să se ocupe Claudiu Brăineanu, da? Trebuia să fie o trupă de juniori, ținând cont că el are trupa de seniori a bibliotecii, nu știu dacă știți voi, da? Trupa Ambițioșii și inițial, trupa noastră, așa s-a numit, Mini Ambițioșii. Deci, o continuare a trupei vechi, după care ne-am transformat în mici bosnași. Deci de aici a pornit ideea, după care am aflat de cei doi actori și ei au preluat trupei până astăzi. Ce părere aveți toate activitățile care se întâmplă cu cei mici? Despre cum îi vedeți pe ei? Când, cum interacționați cu ei? Adică sunt încântați. Exact. Puteți să ne descrieți chiar o față a unui copil care mai impresionat. Da. O să fiu aici un pic obiectiv, așa, pentru că fetița mea chiar e în trupă, chiar de la început. Din cei pe care i-ați văzut voi, acum, sunt vreo 4 sau 5, da? Cred că nu greșesc, care sunt de 2 ani, da? În trupă, de la ființarea ei. Și acest lucru spune multe.
pentru că au mai fost care au plecat, au venit, nu le-a plăcut, au venit la o oră, la două, trei ore, știi, au stat așa, termen mai scurt. Dar pentru ei a fost o evoluție și, ținând cont, Daria e fetița mea, eu am văzut o deschidere, era o fire mult mai emotivă și a ajutat-o, în primul rând, în fața spectatorilor, să vorbească, să vorbească liber. Care deci, a fost piesa voastră preferată? O preferată păcală, cea din decembrie, da. Aventurile lui Păcală, da. Chiar a fost una dintre cele... A treia piesă, dacă nu greșesc. Prima a fost Alba ca zăpada, am avut apoi... cred că am un lasus... nu mai știu la doua. Dar e important că una dintre piese am fost și la Carrefour. Am avut un eveniment acolo și am fost... au jucat acolo copiii. Chiar deci achitarea de luate. Da. Și vrem să o continuăm, dar să vedem, după clasa a patra, cam mulți renunță. Spuneți-te acel spectacol din Carrefour. Cum au reacționat copiii după acel spectacol? Bine, au avut mari emoții, că era prima lor ieșire după premiera de la biblioteca, urma cea de acolo. Au fost, vă dați seama, cam pierduți, cam nu era spațiul lor, nu era locul pe care îl cunoșteam, dar încântați și au făcut ce să se laude. S-au exprimat că ar mai vrea să facă așa ceva? Da, categoric, doar că n-am mai ieșit. Noi mai avem o dorință, dar nu știu dacă se va concretiza. La Tulcea, la biblioteca din Tulcea, există un festival de teatru pentru copii, la a doua ediție. Am vorbit cu colega care se ocupă de acolo să vedem exact dacă avem finanțarea potrivită pentru a merge în luna mai și noi cu o piesă de teatru acolo. E important să-i scoatem și din mediul acesta al bibliotecii. Să știe cât mai mulți că existăm. Ce mai pregătiți pentru viitor? Păi acum lucrează la piesele de Caragiale, Domnul Boie, Five O'Clock și Bubico, iar ulterior gaițele. Și despre actor, ce părere aveți? Sunt, la fel cum a zis copiii, sunt drăguți, sunt haioși, sunt de fiecare dată deschiși, ținând cont că ei sunt voluntari, e o colaborare de nota 10. Și din partea noastră și din partea lor, paroliști de fiecare dată la timp și fără... Nu, chiar nu am nimic de comentat. Există intenții de extindere pe vreun anumit plan? Noi avem, da, a trupei, da. Dorința noastră este de a alărgi trupa, dar nu sunt doritori. Am mediatizat pe Facebook, de asemenea mediatizez în momentul în care vin clasele de elevi, tot anunț stânga-dreapta, dar văd că nu. Mai ales că avem doar doi băieți, au mai rămas doar doi băieți, e nevoie de băieți. În Păcală, de exemplu, fetele au jucat în travesti. Păcală a fost interpretat de o fată. Am avea nevoie de doritori, iubitori de teatru. Dacă ne ajutați voi și ne promovați, poate.